Îți garantez că n-ai mai văzut în viața ta ce o să-ți arăt eu astăzi. Să-ți arăt ce se află în cutia asta, pentru că e ceva super șmecher. Ce vreau să-ți arăt în prima fază se află la fundul cutiei. Luăm de aici prima parte și o dăm la o parte. Asta este scula principală din această cutie și o să vă arăt cât de multe chestii poate să facă. Avem două baterii, una, două. Hai să punem una între ele aici. Avem încărcător pentru baterii și acum aici putem să punem în felul următor. Un cap așa care transformă scula asta în... Blocăm de aici de sus, bormașină normală. Deblocăm de aici, scoatem capătul ăsta și băgăm capătul celălalt. Blocăm. Iar acum este o bormașină cu impact. Avem aici o cheie tubulară de 21, numai bună să desfaci roțile cu ea. Mai departe, că asta nu-i tot, abia am început. Fierăstrău. Pentru că aici în cutie avem o lamă, iar lama asta vine aici. Se desface frumos și intră aici. Și avem un fierăstrău. Putem să o lăsăm și cu lama, așa. Deblocăm frumos, scoatem asta, ăsta o păstrăm undeva. Avem aici o drujbă. Putem să avem și o mini drujbă. Asta trebuie montată, avem aici lama ei și avem și lanțul. Nu mai desfac acum că nu are sens, dar v-ați prins, e o drujbă. Și mai avem aici un cap de flex. Avem și protecție pentru flexul ăsta, vine aici. Se desface deci cum se pune aici. Avem și mâner pentru flex. Să putem să tăiem bine. Și toate sculele astea se folosesc de baza asta. Uite ce simplu e să treci de la flex la bormașină. Extraordinar simplu. Închizi ceva, vezi că nu e ce trebuie, scoți asta, pui capătul ăsta de fierăstrău, mai tai, bun, îl scoți, pui bormașina iar. Deci super tare, n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Pune-mi în comentarii dacă ai mai văzut vreodată așa ceva. Și o găsești, bineînțeles, în linkul din bio. Este ceva extraordinar. Bineînțeles că nu este cea mai bună bormașină, cea mai bună bormașină cu impact, cel mai bun flex, normal. Dar, într-o singură cutie, ai toate sculele astea separate. Ceea ce pentru niște treabă în casă așa este absolut senzațional.